O să cerem și o să facem în zilele următoare noi o prezentare a ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în continuare cu legea privind exploatările de gaze din offshore. E foarte clar că iarăși e vorba de o negociere personală a domnului Dragnea, fără transparență, fără ca nimeni să știe de ce se schimbă legile. Am înțeles că cine schimbă, zicea domnul Vulcov, cine schimbă un cuvânt e în altă trădare. Văd că acum se schimbă legea cu totul la Senat. Nu există niciun fel de dezbatere, nu există niciun fel de studiu de impact, nu există o consultare și o prezentare publică a efectelor. Și dacă nimeni altcineva, nici de la putere, nici de la, din opoziție, nu poate să o facă, o să facem noi această analiză, o prezentăm și atunci când vine la cameră din nou la vot, o să prezentăm un punct de vedere profesionist, ceea ce din păcate nu există. Faptul că domnul Dragnea în continuare tratează resursele noastre naturale ca pe ceva care se negociază pentru interesul lui personal, e un lucru foarte rău și e păcat că nu putem să discutăm în mod serios despre o chestiune atât de importantă.